Șoferii care asigură RC Euroins mai au la dispoziție doar astăzi și mâine să semneze o nouă poliță la altă firmă. Actualele asigurări expiră joi 7 decembrie, după ce compania a intrat în faliment în primăvara acestui an. Datele oficiale arată că peste 800.000 de persoane sunt în situația de a căuta în aceste zile oferte de polițe RCA. Altfel, nu mai pot circula cu mașina sau riscă să fie amendați. Adrian Obrej a urmărit subiectul și vine chiar acum cu mai multe detalii. Adrian, bun găsit! Este aglomerație la brokerii de asigurări? Te ascultăm! Bună ziua, bun găsit. Da, este aglomerat de câteva zile la birourile brokerilor de asigurări. Se lucrează atât în format fizic cât și online. Sunt foarte mulți clienți care se doresc să primească asigurarea online. În același timp, sunt și foarte mulți șoferi care vin să o reînnoiască. Asta pentru că asigurările auto Euroins expiră peste două zile. Au fost zeci și zeci de oameni în fiecare zi săptămâna aceasta la birourile brokerilor, iar numărul cel mai mare de clienți este așteptat mâine și următoarea zi, pentru că pe 7 este ultima zi de valabilitate. Vorbim despre polițele Euroins, ale companiei care a intrat în faliment în primăvara acestui an. Iar dacă șoferul nu își reînnoiește această poliță, riscă amenzi destul de mari. Vorbim despre amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei, retragerea, reținerea certificatului de matriculare și a numerelor de înmatriculare, ne spuneau polițiștii de la Brigada Rutieră. Motiv pentru care în aceste zile, într-adevăr, este aglomerație foarte mare, pentru că cei mai mulți dintre șoferi, și vorbim despre aproximativ 800.000 de șoferi la nivel național, sunt nevoiți să își reînnoiască aceste polițe în aceste două zile care au mai rămas, până când vor expira celelalte. Adrian, îți mulțumim pentru aceste informații.